Sunt momente extrem de grele, pentru că sunt ultimele clipe trăite alături de Rudor Obreja și o am alături chiar pe soția Antonia Obreja, care știe poate cel mai bine prin ce suferințe a trecut soțul acesteia. Condoleanțe, știu că vă este extrem de greu în aceste momente să mai vorbiți, dar sunteți cea care i-ați fost cea mai apropiată. Dumneavoastră vă spunea durerile care îl măcinau. Ce v-a spus ultima oară soțul dumneavoastră? A plecat în păcat și atât a spus, Dumnezeu să iertă pe călăii mei. În rest, așa, de-a lungul timpului, vă dați seama, am discutat foarte multe și eu știu exact prin ce a trecut, și emoțional, și fizic. Pot să vă spun că pe soțul meu, din totdeauna, de când l-am cunoscut, că am fost de 16 ani împreună, mi-a spus că nedreptatea l-omoară, n-a suportat nedreptatea și, din păcate, astăzi, cred că pot să spun că nedreptatea l-a omorât. M-a rugat ceva înainte să plece? Nu m-a rugat nimic. Mi-a spus doar cuvinte așa de dragoste mie, copiilor, dar într-adevăr în ziua în care a plecat mi-a spus, la un moment dat, eu astăzi o să plec. A presimțit? Din moment ce a spus acest lucru, s-a împărtășit în acea dimineață, a discutat cu copiii, cu mine, am avut așa momente frumoase împreună și când am rămas eu cu el, mi-a spus, eu astăzi o să plec, stai cu mine. Și am mai stat 2 ore și într-adevăr a plecat. Dar a plecat împăcat cu tot ce s-a întâmplat, dar pentru memoria lui eu voi continua să arăt faptul că a trecut printr-o mare nedreptate. Aveți de gând să faceți ceva? Veți lupta în acest sens? Da, îi voi apăra drepturile. Vreau și îi voi apăra drepturile, asta o să fac. O să strâng toate detaliile, toate informațiile, pentru că, vă dați seama, acum nu este momentul. Vreau să mă liniștesc, au fost niște zile grele, nu doar zile, luni foarte grele. După ce mă voi liniști, voi pune toate lucrurile cap la cap și voi face anumite demersuri. Nu știu acum să vă spun exact. Dar nu vreau să las să se mai întâmple pentru alții. Măcar acest lucru, că soțul meu a plecat într-o nedreptate, să nu se mai perpetueze și altor oameni. Aveți de gând poate să vă adresați unei instanțe de judecată? M-am spus, nu știu să vă spun acum exact care vor fi demersurile. Probabil și acest lucru va fi, nu știu să vă spun, nu doresc să acuz pe nimeni pe nedrept, ci pur și simplu vreau să îi se facă dreptate unui om care a ispășit o pedeapsă nedreaptă, unui om care a fost demn, care a fost curajos și neînfricat. Și au venit sute de persoane să-l conducă pe ultimul drum. Am văzut și ieri la Privec, biserica a fost plină, practic neîncăpătoare pentru oameni. A plecat în ropote de aplauze, a fost extrem de iubit. A fost iubit, a fost un om extraordinar și asta mă bucură, pentru că confirmă ceea ce eu am simțit întotdeauna alături de el. Funeraliile, vă dați seama, nu sunt momente plăcute, dar cred că au fost momente speciale pentru rudele Obreja. Toată lumea a fost pătrunsă cu multă iubire de acest moment și intonarea imnului și toate discursurile. Discursul generalului Chelaru a fost absolut înălțător. Toată lumea mi-a scris venind acum de la biserică. Mă bucur pentru că rudele Obreja merita, rudele Obreja trebuie să rămână un erou, un campion, o stâncă, pentru că el a fost și va rămâne în memoria tuturor prin toate realizările lui. Indiferent cât au dorit să-l pocească, el a fost demn. Știți foarte bine că în toată perioada procesului și a ispășirii și după ce a ieșit, a venit în fața presei, a spus tot ce a gândit, nu s-a ascuns, n-a fugit, n-a mers pe ușa din spate, nici a închisorii, nici a tribunalelor, a fost un om demn. Și prietenul lui drag, Ovidiu Zară, și domnul Gelovișan, la fel, au văzut și s-au luptat, pentru că au văzut în el un om care merită. Pentru că e mare lucru, să știți, ca oameni de suflet, să se implice atât de mult.